Să încep. Numărul statutar de consilier este atins, așa că declar ședința deschisă. Primul punct a ședinței este aprobarea procesului verbal de la ședința trecută. Dacă aveți obiecții, dacă aveți probleme, e momentul să le ridicați acum. Cine este pentru aprobarea procesului verbal? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Nimic. Aș supune atenție dumneavoastră ordinea de zi a ședinței. Sunt 6 puncte. Unele sunt banale și unele sunt de mare importanță. Și vă supune dumneavoastră hotărârii să începem cu punctele mai simple. Și aș propune următoarea ordine de zi. La punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUS, schimbarea destinației imobil situat în strada Nicolae Bălcescu, numărul 26 Veselnic, Moldova, județul Bacău, din fabrica de pâine în pensiune turistică. Beneficiar Tarcenco Svetlac. La numărul 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a planului urbanistic general și regulamentului local de urbanism al orașului Slănic Moldova. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau totală de la bugetul local. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind stabilirea regulamentului privind modul de aplicare a taxei de salubrizare mediu și a taxei de salubrizare mediu pentru anul 2019. O repetare, cumva, ce sau? Nu înțeleg. La nivelul orașului Slănic Moldova. Iar ultimul punct care va genera discuții, de asta l-am lăsat la urmă, proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale cu aplicare de la 1 ianuarie 2019. Supun aprobării dumneavoastră această ordine de zi. Sunteți pentru? Cine e? Am eu o propunere. Nu știu dacă va trebui să menținem lista. Respectăm ordinea de zi, da. O luăm de la 4 la 4. Vreți ordinea de zi? Nu cum am gândit-o eu. Nu știu. Eu propun să rectificăm. Să menținem dacă ordine. Asta e trecut, cine este pentru ordinea de zi care am propus-o eu? Cine este pentru? Deci nu ai două voturi pentru. Atunci se pare că este aprobată ordinea de zi care a fost prinsă. La punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale cu aplicare de la 1 ianuarie 2019. În ședințele pe Consiliu s-a dezbătut acest proiect. Propun următoarea schemă care s-o urmă. Domnul primar va argumenta 5 minute schimbările esențiale punctului lui de vedere. După care, vă rog după acum, să vă înscrieți la discuții. Zic că 3 minute pentru fiecare consilier care ia cuvântul sunt suficiente. Dacă nu poți să expui ceva în 3 minute, nu poți nici în 30, nici în 3 ore. Cine se înscrie la cuvânt? Eu aș vrea să fac un amendament. Așa. Deci, doamna Tudoreanu, domnul consilier Munteanu, domnul consilier Scurtu, Solomon, domnul consilier Cotescu. Mai dorește cineva să se înscrie? Nu. Domnul primar, aveți cuvântul. Da. Bună ziua și bine ați venit la ședința și mai aveți Consiliul și Local după de astăzi. Pe dreptul trebuie să răspund la întrebări eventual. Este ultima ședință din an și mă bucur că prezența este unanimă și mă bucur că încheiem un an
nesperat de bun pentru localitatea noastră. Un an în care am reușit și cu ajutor din afara localității, dar și cu, în principal, cu economiile pe care le-am făcut noi, să ne deblocăm conturile. Este cel mai important moment, practic, din viața noastră de administrație publică de când am venit de 2 ani și jumătate și până acum. Practic, 2019 este un an în care, chiar dacă avem obligații neîndeplinite vis-a-vis de punerea în funcțiunea unor obiective importante, cum ar fi blocurile ANL, cum ar fi sălile de sport, dar și obiective mai puțin importante, dar pe care trebuie să le punem în funcție respectiv, bazinul de not, casa de cultură. Nu o să reușim în 2019 pe toate, dar desigur că avem planuri, măcar blocurile ANL și sălile de sport, să le punem în funcție, să le tragem utilități, dar și alte proiecte pentru dezvoltarea localității noastre. Acest buget a fost în dezbatere publică aproape 60 de zile. Am avut discuții personale cu agenții economici, am avut discuții cu cetățenii. În principal, este creonat pe... De fapt, nu vorbim de buget, ci vorbim de impozite și taxe. Dar impozitele și taxele sunt baza fundamentală a bugetului pentru anul viitor, pe care o să-l aprobăm imediat după ce el va fi aprobat de guvern, respectiv de Consiliul Județean. Dacă astăzi impozitele și taxele sunt la un anumit nivel, veți aproba un anumit nivel de impozite și taxe altul decât cel propus de mine. Eu am inițiat proiectul de hotărâre, dar este o muncă a echipei din primărie în acest sens. Dacă nu mergem pe aceste venituri minime pe care noi le-am propus aici, atunci localitatea noastră desigur că va fi mai puțin dezvoltată și proiectul nostru nu se va duce mai departe cu viteza cu care ne dorim noi. Aș vrea să vă spun că avem la persoane fizice, de când am ajuns la primărie și până acum, impozitele la persoane fizice nu au crescut. Respectiv, anul viitor nu vor crește. Ne referim la zona de Valea Stănicului. Pentru că zona C și zona AB sunt zone cu potențial de dezvoltare economică și zone în care ne străduim să facem cele mai multe investiții și organizăm evenimente și alte aspecte legate de acest lucru. Persoane fizice, în unele locuri, chiar vor beneficia de o reducere a impozitului anul viitor. Foarte puțin. Dacă ne referim la persoane juridice, atunci noi am propus la dezbatere publică 1,4. Încă o dată, față de discuția de din comisii, mă oblig să prezint și celor care urmăresc materialul filmat. Majoritatea localităților au peste 1,5% din valoarea de evaluare pe care agentul economic o prezintă la impozite și taxe. Noi am propus 1,4. În urma solicitărilor agenților economici, vis-a-vis de gradul de suportabilitate, într-un final, am venit cu un proiect de hotărâre cu 1,3. 1,3, ca să avem așa și o mică istorie, în 2015 impozitul a fost 1,5. Până în 2015, în fiecare an, impozitul a fost 1,5. În 2016 s-a luat hotărârea să se coboare la 0,2. Noi am găsit impozitul la 0,2, respectiv o mare gaură în bugetul local. Bineînțeles că acești bani au rămas la agentul economic pentru că el neplătind un impozit mai mare și în 2016. În 2017 am făcut 0,6. În 2018 am făcut 1,1. Adică noi nu am crescut brusc acest impozit înapoi la 1,5, cum a fost înainte, ci dimpotrivă am avut grijă să îl menținem, să îl ridicăm gradual, în așa fel încât și agentul economic să-și facă un plan de afaceri corespunzător. Pe agenții economice îi ajută și reducerea TVA-ului, care a fost primată de la 19% la 9%, acum este de la 9% la 5%. Și alte... Nu, este la 95%. Bun, la 95%, da. Adică, practic, în acești ani, TVA-ul s-a mai redus puțin și
este foarte bine că s-au luat aceste măsuri și cu tichetele de vacanță și celelalte și încercăm împreună să dezvoltăm această stațiune, pentru că la ea ne referim, noi agenții economici pe Valea Sănicului avem puțin. Referitor la Valea Sănicului, toți agenții economici din zona de, respectiv de la Pârâu Pietrii la Vale, beneficiază de niște reduceri substanțiale vis-a-vis de impozite și taxe, adică vor fi 50% față de stațiune. Nu este corect ca o pensiune, cum este Pridvorul Haiducilor, care este situată la periferia localității, să fie impozitată la fel ca o pensiune care este situată în zona de stațiune, pe lângă Pârtie sau în zona, chiar în zona centrală sau Cascada Chembrii. Pe de altă parte, vizând taxele speciale, am hotărât și am propus în proiectul de hotărâre creșterea taxei de la 2 lei la 3 lei pe turist pe zi, însemnând 1,5 lei pentru apă minerală, da, întreținere, explorare apă minerală și întreținere zona de izvoare și 1,5 lei pentru înfrumusețare și promovare stațiune. Acest buget este necesar, acești bani sunt necesari pentru ca anul viitor să generăm mai multe evenimente și să susținem evenimentele mai bine. Unele dintre ele nu au avut un buget necesar, implicit, neavând un buget necesar, nici evenimentul nu are dimensiunea și poate calitatea. Scuzați, calitatea pe care ne-o dorim cu toții. Pe referitor la taxa de parcare, taxa de parcare a rămas la fel. Propunerea noastră este, propunerea mea este 3 lei pe oră, nu mai mult de 10 lei pe zi, pentru cei care vin și ne vizitează localitatea. Această taxă este argumentată în continuare de nevoia de a salubriza localitatea. Majoritatea vizitatorilor noștri vin cu câte ceva de acasă și ne lasă în coșurile de gunoi, ori resturi de ambalaje, de mâncare, de sticle, de cartoane și noi suntem obligați să și salubrizăm zona, dar să și colectăm aceste, să strângem aceste gunoaie și știți foarte bine că prețul lor a crescut la depozitare, toate au crescut și măturătorul și persoanele care fac această muncă, grea de altfel, au venituri din ce în ce mai mari, carburantul și toate celelalte au crescut. Acest buget, și închei, domnul președinte, da, acest buget a avut ca bază un echilibru între nevoia noastră de resurse pentru anul viitor și posibilitățile, suportabilitatea cetățenilor noștri și antreprinzătorilor. Mie mi se pare că este un buget corect, este un buget mai mult de atâta nu se poate reduce. Noi ne-am sperat mai mult, dar având în vedere această presiune agenților economici, noi am cedat mai ales pe taxa de 5 lei pe zi pentru turistul de balnear, pe care am scos-o efectiv la presiunea, la solicitarea agenților economici care au baze de tratament. Respectiv, această taxă va fi cum a fost înainte și este iar un semn că dezbaterea publică, că această transparență pe care noi oferim, posibilitatea de a ne consulta cu cetățenii și pe o perioadă destul de lungă, cred că este un semn al unei normalități, al unei transparențe totale și a unei implicări atât pe partea beneficiarului, contribuabilului, cât și pe partea administrației publice locale. Aștept întrebările. Mulțumim, domnul primar. Doamna Tudoreanu are cuvântul. V-ați înscris prima. Da. Bună ziua, dragi consilieri. Domnul secretar, am înțeles că vrea să fac un amendament. Îl notați. Da, voi propune atenției dumneavoastră un amendament referitor la zonele de calcul a impozitelor și taxelor, acela că zona de la primărie până la cimitirul eroilor, conform hotărârii, proiectul de hotărâre era în zona B. Eu propun ca zona blocurilor să fie în zona C, având în vedere că în această perioadă această zonă nu a beneficiat de foarte multe îmbunătățiri, mai e nevoie de o infrastructură mult mai bună. Dar facem chinier la negru. Poftim? Facem chinier la negru.
Nu, e vorba de chirie, este total vă rog, diferit. Continuați cu amendamentul. Dar și vă rog să nu mai interupeți domnul Munteanu, pentru că eu totdeauna v-am ascultat. Vă rog mult de tot. Nu vreau să spun mai continuați, bine. Domnul. Da. Deci aceasta este propunerea mea, ca zona blocurilor, refectoritor, de la primărie până la cimitirul eroilor, să fie trecută în zona C. Da. Și taxele și impozite să fie calculate conform acestei zone. Să rămână în zona C. Să rămână în zona C. Și să fie calculate, dar conform proiectului sunt în zona B și de aceea eu fac amendamentul ca ele să facă parte din zona C. Domnul consilier Munteanu, este al doilea în scris. Dacă sunt amendamente, eu le notați. Pentru că doamna s-a supărat de întrerupere, vreau să vă zic că se pare că începând cu ceea ce a prezentat domnul primar cu taxele la cetățeni nemodificate și cu ceea ce propune doamna, înseamnă că a început campania electorală. Asta este părerea mea. Eu nu vreau să înrobesc pe nimeni cu taxe și impozite. Dacă așa o să considere colegii din Consiliu, n-am nimic împotrivă. Însă eu vorbesc vis-a-vis de Oaia Neagră sau Vaca de Mulț, a stațiunii, a orașului stațiunii Zorii Moldova, care sunt agenții economici. Mediul de afaceri care totdeauna este supus unor taxe și impozite mai mult decât poate duce. Am discutat ieri după ședința de la comisii, am discutat cu colegii din mediul de afaceri, toată lumea a spus că nici nu vrea să mai participe să vorbească cu nimeni dintre consilieri pentru că se vorbește degeaba și s-a sensibilizat lucrul acesta deoarece cei din Consiliul Local, doar unul, doi care au, cum se zice, business în orașul stațiune, restul nu știu nici cum să pune o piramidă peste alta, nu au niciun interes să știe ce e în Slănic Moldova ca oraș, ca mediu de afaceri. Domnul, nu lași să vorbesc. Păi da, atunci vorbesc cu dumneavoastră în locul meu, cu asta basta. Păi nu jignesc, eu spun foarte clar, dumneavoastră când o să aveți investiții care am eu sau altul ca mine, cum a fost Corana Moldovei, cum e chiar izvoare și alții, atunci vorbim, nu vorbim, ridicăm mâna că suntem în Consiliul Local și înrobim mediul de afaceri. Am văzut în ședințele de ieri, din emisiunile de ieri de la televizor, atât Bușă, atât Iulian Iancu și chiar cel care a dat bani ca să scape, Dragnea, care a dat bani stațiunii să scape datorii, ați văzut ce a zis. Am plafonat prețul la gaze și plafonăm o serie întreagă de taxe și impozite pentru ca mediul de afaceri să crească. Ceea ce vă spuneam ieri că în bazele contabilității de anul 32 sau în economia capitalistă din clasa 11-a puteți sau a 9-a, puteți vedea că în timp de criză, nu se măresc aceste taxe. Eu zic următorul lucru, că gaura neagră care s-a făcut la OAT pe timpul când impozitul era de 0,2%, a fost nu din cauza taxelor și impozitului, ci din alte cauze. Și așa cum am spus și ieri, eu susțin ca taxele să rămână aceleași, pentru că ceea ce are primăria ca măriri de salarii, mărire de tarife la utilități, energie electrică, gaze și celelalte, apă, canal și așa mai departe, sunt și pe societățile comerciale, deci pe agenții economici, doar cu o singură remarcă. Când primăria avea 9 miliarde de dat la EON pentru gaz și energie electrică, nu a tăiat nimeni gazul și energie electrică la primărie. La noi, la 5-6 zile, nici nu știu dacă durează, dacă nu ți-ai achitat de la data facturării, ți-a tăiat și lumina și gazul. Deci, dacă se înțelege foarte clar, impozitul care a fost anul trecut este suficient pentru ca să poată și mediul de afaceri răsufla la acele scumpiri, că primăria are scumpiri la salarii, să zicem, mări de salarii, scumpiri la aceste utilități. Dar noi, agenții economici, avem scumpiri începând de la pipier și bățul de chibrit. Și până la celelalte... Timpul dumneavoastră nu, nu, a, nu am nevoie de timp. Eu trebuie să-mi expun ceea ce spun. Foarte bine. Domnul secretar poate să spună ce vrea. Eu trebuie să-mi spun punctul de vedere. Domnul președinte,
trebuie să-mi spun punctul de vedere, că am fost și mandatat de ceilalți agenți să spun. Iar taxa de stațiune, gândiți-vă dumneavoastră că sunteți medic și trebuie să țineți cu mediul social. Dacă un pensionar care vine să ne-i Moldova poate să achite 48 de lei pe 16 zile cât are biletul de tratament. De asemenea, am spus ieri și rog să țină cont consilierii că studenții, sportivi și elevii trebuie de văzut cum putem face pentru că nu pot plăti. Dacă se vrea falimentarea stațiunii a agenților economici, să se spună. Și să argumenteze cineva că eu nu am dreptate. Pentru că elevii și sportivii nu pot plăti aceste taxe și nici nu vor să audă de aceste taxe. V-am spus ieri că sunt îndreptați către alte stațiuni și așa suntem vitregiți de o sumedenie de chestiuni. Dacă nu vreți să fiu ascultat, atunci ne vom vedea în contencios. Pentru că nu se poate de la an la an să mărim taxele și impozitele. Și vă mai spun un lucru care e rușinos pentru toți din Consiliu, nu numai pentru primar. În cei 2 ani jumate nu s-a văzut nimic. Avem șanțuri nedestupate, cum este de la Ciușmeau, de la Cerdac. Ieri dimineață ne duceam pe gheață, care mai de care, că am făcut gheață acolo. Poate și ați uitat inundațiile, domnul Mugheanu, Nu vreau să îmi spun. Care s-au zis cu urmatat. Cum am spus, campania electorală și ședința de Consiliu, s-a înțeles ce doriți, s-a notat, vom supune la vot, are cuvântul domnul Solom. Să nu uităm că urmează și o criză economică în toată Europa. Crize de vin, crize de trei. Domnul Solomon. Da. În ceea ce privește, apreciez gestul domnului Munteanu, dar în primul rând vreau să aduc și fac și o remarcă în legătură cu niște agenți economici în stradă din Moldova, care unii agenți economici au venit la noi în stațiune, care fac business-uri și în primul rând, în business-uri care o fac, practică, sunt muncitori necalificați, adică nu sunt angajați pe carte de muncă. Vis-a-vis de acest lucru, dau un exemplu foarte scurt, am mers la Târgu Ocna și am luat 4 copii care au spus, dar voi lucrați asta, unde mergeți? Păi mergem la Târgu Ocna, pentru că acolo ne angajează cu carte de muncă. Și care este diferența între agent de cont care este corect, care lucrează și este corect, și cel care nu respectă niște reguli? În altul de idei, aș vrea să vă spun că banii ăștia ar fi benefici pentru noi, pentru că, vă spun sincer, am fost duminic, am împărțit cadourile pentru, de Moș Crăciun pentru bătrân, cei care au fost numărați pe bază de tabel. Vă spun sincer, oamenii într-adevăr sunt nemulțumiți pentru faptul că noi n-am făcut nimic în acești 2 ani. Că, într-adevăr, am avut probleme și cu inundațiile, că, într-adevăr, ne-au omorât inundațiile, apa. Mai sunt și alte probleme care noi le-am întâmpinat cu greutăți, din punct de vedere financiar, probabil, că așa a și fost, dar de acești bani avem nevoie în sănătate, în educație, în primul rând că avem și școala care trebuie să sprijinim. Școlile, pentru că avem școala numărul 1 și 2 și 3, care avem numai grădinița de copii. Și eu zic că ar fi benefic ca acești bani, dacă, chiar dacă va fi așa, să va vota, cum am propus acest amendament, să mergem în continuare pentru a aduce bani în bugetul local să putem face ceva. Pentru că vă spun, am întâmpinat, oamenii mi-au spus că noi, consilieri local, aici în Slănic, stăm și dormim cu fața pe bancă. Deci n-am făcut nimic. Și se vede că n-am făcut nimic. De aceea și eu propun, chiar dacă sunt banii ăștia, s-au mărit un pic taxe și bozele, să băgăm, să ne apucăm, domn primar, de la primăvară, să ne apucăm de treabă. Indiferent, și aș vrea, vin cu propunere, indiferent, nu contează culoarea politică, domnule, și eu am fost, turul trecut am fost la Consiliul Local, am fost la opoziție, am fost chemat și am fost angrenat în activități, că au fost cu benefice, caritate, curățenie și așa mai departe. Așa că nu vreau să facem diferențe. Dar de propunerea dumneavoastră are domnul Potescu. Poftim? Cine te-a oprit să fii la... Dar nu că m-a oprit. Vreau ca toată lumea să-mi participă. Eu așa am spus să participă toată lumea. La diversi. Domnul Potescu, aveți cuvânt. Nu ar fi nicio problemă ca fiecare consilier să contribuie într-un fel sau altul la înfrumusețarea orașului. E chiar un lucru foarte bun asta. În schimb, revenind la punctul 1, aș vrea să apreciez faptul și sublinez lucrul ăsta că de data asta populația a fost luată așa cum se cuvine în calcul. De ce? Pe Valea Slănicului sunt oameni necăjiți, trăiesc din ajutoare sociale și din pensii care nu depășesc 1000 de lei. Și e un lucru foarte bun pentru că s-a luat această măsură ca taxele și impozitele pentru populație să rămână la nivelul 2018. Vis-a-vis de agenții... 16. Vis-a-vis de agenții economici, aici aș veni cu o chestie.
să fim un pic mai maleabil. De ce? Pentru că în situații de criză, și suntem într-o situație de criză, în sensul că populația Slănicului de la 5.000 a scăzut la 3.000. Dacă nu avem populație, nici biserica nu funcționează. Și în cazul ăsta, haideți să le dăm o mână de ajutor agenților economici și pentru 2018 să înghețăm aceste prețuri la nivelul respectiv. Și aici fac ca o motivare, dacă vreți. A crescut taxa la gunoi pentru stațiune, a crescut taxa la parcare pentru stațiune. Dacă mai crește și taxa pentru turistul care vine în Slănic Moldova, probabil că la un moment dat o să ne blocăm singuri. Iar acești turiști o să spună, mă duc la Patra Dornei, nu mai vin la Slănic Moldova sau mă duc în altă parte. De aceea spun, haideți să fim un pic înțelegători și să găsim soluția cea mai bună pentru agenții economici. Mulțumesc! Au fost 4 înscrieri la cuvânt, au fost făcute propuneri de amendamente, domnul secretar le-a notat, amendamentul propus de doamna consilier Tudoreanu. Puteți să-l citiți ca să... Păi, doamna... De asta am zis să notat, putem citi. Păi, doamna a propus ca zona de la primărie la cimitir să fie inclusă în zona. Să votăm acest amendament. Cine este pentru acest amendament? Cine este pentru? Numărat votul. Numărat și pe mine. Se abține cineva? Două abține. Împotrivă, dacă este. Acest amendament a fost aprobat. Amendamentul domnului Munteanu, veți răspunde. Așa, amendamentul domnului Munteanu. Înainte de vot, da. Dar aici votăm amendamentele, dacă le admitem sau nu. Domnul consilier Munteanu, aveți cam același amendament cu domnul consilier Potescu, care este menținerea anului preț. Așa. Nu facem și amendamente. Ca să, la votul final să este discuție. O propunere. Este amendament. Așa. O propunere. Cine este pentru această propunere? Nu avem. Vă rog să votăm. Domnul doctor, chestia cea mai dureroasă este cea care a început domnul Potescu să o spună vis-a-vis de taxa pe turist. Și eu am venit cu, să zic, un amendament sau cu o propunere pământească că acești copii care vin în cantonamente, ați văzut niște copii numai de un metru care au fost de la școala sportivă de la Onești sau de la Bacău, să fie scutiți pentru că nu poate să-și plătească și școala, adică faptul că este la echipa cu tare, că ei vin pe banii lor. Să plătească și această taxă de stațiune. Eu cred că taxa de stațiune ar trebui menținută, măcar asta, la ceea ce a fost, și pentru copiii aceștia ar fi făcut ceva, dacă vrem să mai funcționăm în Slănic, în extrasezon. Cine mă contrazice, aș vrea să-l iau cu mine, partener în afaceri, și să vedem dacă putem rezista așa. S-a înțeles ce ați propus. Domnul primar vrea da, să dacă îmi permiteți să spun înainte de loc. De fapt, sunt niște clarificări necesare, practic, pentru acest... Prima dată aș vrea să vă spun că amendamentul doamnei Tudoreanu este binevenit. De fapt, a fost și o gândire, numai că în proiectul de hotărâre s-a strecurat în felul acesta și, practic, reglăm foarte bine situația. Domnul Munteanu, nu suntem în campanie electorală. Respectiv, nu, noi nu țintim... Nu, Dumnezeu dar, să le ierte domnul Cazan, cum i-a zis, acum 3 luni, 4 sau 5, că nu, eu sunt în campanie electorală și nu eram. Dar chiar haideți să avem totuși respect pentru dialog. Cât ați vorbit dumneavoastră, da. Eu am tăcut, dacă nu, nu pot să-mi exprim coerent și vă rog frumos, da? Noi... trebuie să vă gândiți la istoricul impozitelor și taxelor la Slănic Moldova. Vi l-am prezentat și repet. 2017 a fost 0,6 în loc de 1,5. 2018 a fost 1,1 în loc de 1,5.
2019 va fi 1,3 în loc de 1,5 cât a fost înainte. Referitor la celelalte aspecte, noi gândim dezvoltarea stațiunii de la primărie la deal este stațiune și ea trebuie să fie sustenabilă. Respectiv, dacă până acum agenții economici spuneau că ei susțin localitatea Stănin Moldova, vă spun că abia în septembrie 2018, acum 3 luni de zile, noi am reușit să încasăm de la primărie la deal din toate impozite, taxe speciale, totul, concesiuni, mai mulți bani decât cheltuim. Și vă atrag atenția că proiectul meu personal de primar, cât voi fi primar, este ca stațiunea să se autosusțină, să fie sustenabilă și de la primărie la vale ce am putea face pentru blocuri, pentru cetățenii de pe Valea Stâncului, să facem din impozitele și taxele pe care dumnealor le plătesc. În așa fel încât, dacă gândim doar la taxa specială și taxa de parcare, sunt singurii bani care practic vin în localitatea noastră din altă parte. Nu vin nici de la agenții economici pe care i-am împovărat, dacă am aduce acești bani, nu vin nici de la cetățeni. În așa fel încât, dacă peste tot în lume și în România aceste taxe există și dacă este o diferență între a te duce să faci plimbare la pe Valea Trotușului sau pe Valea Uituzului și a venit la Stănic Moldova, unde mai asculți o fanfară în parc, mai iei niște apă minerală acasă, mai beneficiezi de niște facilități, atunci eu propun ca această taxă de, aș putea să-i spun, de solidaritate a vizitatorilor noștri cu localitatea noastră să fie la nivelul pe care l-am propus eu. Dacă ne referim la celelalte cheltuieli, dumneavoastră vă plângeți că au crescut cheltuielile cu resursa umană și cu utilitățile. Să știți că același lucru se întâmplă la primărie. Din această cauză, am cumpărat măturătoare și pentru tractor și pentru un utilaj micuț ca să încercăm să mecanizăm cumva această întreținere care ar aduce niște eficiență economică și implicit costuri reduse. Din această cauză facem și celelalte lucruri. Uitați, avem nevoie, nu am, un minus al nostru este că nu avem pentru persoane cu handicap acces la principalele izvoare. Trebuie să facem rampe. Avem nevoie de studiu de fezabilitate pentru apă, avem nevoie de studiu de fezabilitate, avem aprobat proiectul la CNI pentru torenți. Studiu de fezabilitate care nu se decontează din alte surse. Respectiv, noi în bugetul acesta, vă spuneam ieri, avem la concurs, la licitație, PUG-ul localității. Este obligatoriu să facem PUG-ul. Și dumneavoastră, agenții economici, și cetățenii se plâng de acest minus. Din 2001 nu s-a mai făcut un PUG în Stănic Moldova. Acest PUG trebuie făcut, dar pentru asta trebuie și achitat. Mai avem și alte lucruri, cum am discutat despre școală, n-am susținut decât în decembrie, anul acesta cu 20.000 de lei școala, biserica, sunt biserici care au nevoie și biserica este a comunității, biserica de la Cerdac, care cetățenii nu pot să ducă această investiție, încercăm să-i ajutăm, avem nevoie de capele mortoare, avem nevoie de lucruri minimal necesare cetățenilor noștri. N-am schimbat un bec pe Valea Stănicului. Mi-e rușine să merg pe stradă să mă întâlnesc cu oamenii, pentru că le este greu să înțeleagă în ce gaur am găsit această localitate. La momentul acesta este momentul la care nu avem conturile blocate și gândim în 2019 și vom face dovada unui nou mod de lucru și de management al acestei localități. Eu vă asigur de acest lucru. Vreau să-i spun domnului Dudurescu, pentru că este prezent aici, am uitat să spun, impostul la nerezidențial, pentru că dumneavoastră aveți clădire de persoană fizică, este 1,2, pentru că acum 2 ani am greșit cu un procent, anul acesta nu-l ducem la 1,3, o să rămână 1,2, urmând ca în anii următori, practic, să urmeze impozitul de la agenții economici, pentru că și dumneavoastră desfășurați activitate economică, dar am făcut un gest de echitate pentru cei care au clădirile pe persoană fizică și domnului Cotescu să-i spun că este important să oferim ceva acestor cetățeni, dar de unde? Vedeți? Proiectele astea. Pentru că noi, dacă nu atragem fonduri nerambursabile, europene, guvernamentale, județene, nu vom reuși să dezvoltăm. Dar chiar și să atragem aceste fonduri, trebuie să facem aceste cheltuieli minimale, de bază, cu studiul de fezabilitate, trebuie să faci
ridicări, topo, geo, geohidro și celelalte. Avem prioritate apa. Toată lumea știe ce problemă este cu apa la Stării Moldova. Nu putem să facem investiții în apă dacă nu avem studii. Putem să ne ducem într-adevăr la PNDR, putem să ne ducem la o finanțare undeva, dar trebuie să prezentăm un dosar care să conțină elementele principale ale acestei investiții. În același timp avem de depus la punct niște aspecte legate de siguranța cetățenilor și a turistilor. Gândiți-vă că nu este trotuar de la piață până la primărie. Nu merg prin noroaie. Avem în spate acolo de la Corana Moldovei până la sus la Venus. Venus are 400 și ceva de locuri de cazare. Nu avem un trotuar să meargă oamenii aia civilizat. Avem toate astea. Și la izvoare. Avem de dus planul de explorare la izvoare, care anul viitor este 130.000 de roni. Planul de explorare, care înseamnă analize fizico-chimice, care înseamnă indicații terapeutice, care înseamnă lucruri importante pentru dezvoltarea localității noastre. Avem de amenajat și alte zone, mă gândesc la, în principal, la stațiile de autobuz. Nu avem condiții să aștepte omul în stație, îi plouă în cap și multe alte aspecte. Eu v-aș ruga să vă apreciez această inițiativă și este normal să avem o dezbatere, este normal ca cineva să țină cu întreprinzătorii, cineva să țină cu cetățenii. Eu sunt la mijloc la momentul acesta. Și vă asigur că a venit aici și doamna Teodora Sârbu, șefa de birou la impozite și taxe. De 2 luni de zile lucrăm și am făcut simulări pe fiecare zonă în parte. Am inițiat acest proiect, știți foarte bine, cu trecerea blocurilor în zona B, cu trecerea în zona C, pe toată strada Bălcescu până la Pod Șandru, așa a fost inițiat proiectul, da? Și alte taxe. Am dat înapoi pentru că am avut dezbateri și oamenii au argumentat. Chiar domnul Cotescu a venit și a spus, domnule, strada mea și strada Sărăriei nu sunt modernizate, nu putem să trecem în zona C. Și atunci am dat înapoi și am delimitat cum a fost Nicula Părâul Pietrii, de la Părâul Pietrii până la Pătie sunt 800 de metri, da? Adică este oarecum echitabil pentru facilități. E adevărat că unele persoane care locuiesc în zona aia mai defavorizate chiar vor fi mai vor plăti mai mult. Dar credeți-mă că nu poți să faci o delimitare după cine are bani și cine nu are bani. Zona este zonă și din această cauză, domnul Solomon, desigur că vom face investiții și desigur că inundațiile de anul acesta, cum a spus și domnul Rotaru, ne-au creat niște probleme. Ne-au creat probleme odată că am cheltuit aproape 200.000 de ron doar noi cu aceste aspecte, dar ne-au dat o perspectivă, având aprobat proiectul ACNI pe măsuri în primă urgență de reabilitare de torenți, acești 8 torenți, ca să fie reabilitați, trebuie să fie făcut studiul de fezabilitate, trebuie să fie făcut studiul topo, toate acestea generează cheltuieli. Chiar astăzi vine un profesor de la Iași, specialist în torenți și împreună cu urbanismul se discută acest proiect. Avem contractat deja studiul de fezabilitate pe torenți. Este 110.000 de ron, dacă nu mă înșel. Nu pot să vă spun exact, dar e pe acolo. Și atunci, acești 110.000 de ron, noi trebuie să-i punem de undeva. Noi ne-am propus să-i punem din impozitele cetățenilor, da? Dar atunci stațiunea, ca să se dezvolte și să facem toate aceste investiții, trebuie să genereze suplimentar niște bani. Și închei doar prin a vă spune un lucru. Anul acesta, 2018, salariații din primărie au avut același salariu ca în 2017. Ba mai mult, am restructurat 7 persoane. Pentru că am restructurat 7 persoane, cei care au rămas au muncit mai mult. Da? Eu am făcut dovada că am luat o măsură de economisire a banului public, dar anul viitor nu mai pot munci, pentru că peste tot în vecini, la noi și în alte instituții, aceste venituri ale salariaților au crescut. Ba mai mult, vă spuneam ieri în comisie, suntem obligați, conform legii, să asigurăm normă de hrană și un tichet de vacanță pentru fiecare angajat din administrația publică. Respectiv, noi trebuie să îndeplinim această lege și ca să o îndeplinim, domnul Munteanu, ne trebuie numai 250.000 de ron anul 2019, numai pentru treaba asta. Ca să îndeplinim o lege cu care eu nu mă pot juca, pentru că
angajații s-ar duce în instanță și peste 2 ani cineva, sau chiar eu, ar trebui să plătească acești bani. Nu, nu-mi place să las lucrurile incorrecte. Vă asigur de toată deschiderea mea, mă bucur că am avut, n-au de unde să știe cetățenii noștri câte dezbatere am avut, câte discuții. Dar anul acesta a fost cea mai mare dezbatere publică pe aceste impozite și taxe. Eu sunt foarte mulțumit că dumneavoastră ați înțeles ce plan avem noi. Sunt foarte mulțumit că sper că aveți încredere că acești bani vor fi drămâiți, vor fi duși acolo unde trebuie și ușor, ușor vom dezvolta localitatea pe principii sănătoase. Domnul primar, vă mulțumesc. Cu plăcere. Să mai înscrie cineva. Dimpu, aveți cuvântul. Da, bună ziua, Adrian Dumnezeu, sunt de la Corona Moldovei. Aș avea și câteva subpuncte să vă precizez. Dacă mi-ați putea explica de ce totuși impozitul se diminuează dacă strada este mai rea, să spunem, ca și circulație, atunci poate și la noi, la Corona Moldovei, diminuați impozitul, că strada pe care se circulă pe acolo este dezastru. N-ar fi foarte mult de rezolvat acolo și vă spun că lumea care vine, în special femeile, își cam rup picioarele pe acolo. Da? Nu e mare lucru. Și vă spun lucrul acesta pentru că noi plătim la primărie 10 locuri de parcare. Dacă ați binevoit să veniți să delimitați aceste 10 locuri de parcare, v-aș fi recunoscător. Dar dacă le trageți liniile respective pe nisip, vă spun că de la ploaie se vor șterge. Poate pe asfalt o să rămână. În ceea ce privește taxele și impozitele locale, aș rămâne la părerea că cele de anul trecut ar fi indicat să rămână și în acest an, dar, mă rog, este un punct de vedere personal. Oricum, dumneavoastră veți discuta în Consiliu și veți lua o decizie în consecință, în funcție de toate informațiile. Da? Cam atât. Da. Nu am aprobat propunerea dacă taxele să rămână ca anul trecut sau nu. Nu, aia, votul final va conține asta. Sunteți de acord? Cine este pentru menținerea taxelor ca anul trecut? Nu vă își vor spune după. Acum ai ședință, e ceva nou. Așa. Deci, cine este împotrivă? Votăm nou proiect de lege. Nu, la această propunere. Să se mențină. Nu, aia au fost pentru. Da, aici s-a argumentat, domnul președinte. Aici sunt argumentate măririle. Vreau să argumentați și dumneavoastră de ce vreți să distrați. Nu, am fost la ca să fie lungă. Dacă îmi permite să dau un răspuns domnului Dudulescu, dacă îmi permite. Da, vă permite și pot. Deci, domnul Dudulescu, dumneavoastră aveți o pensiune cea mai apropiată de apele minerale. Chiar hotel să numesc. Chiar, pardon, hotel, mă scuzați. Avem așa, următoarea situație. Noi nu putem să reducem impozitele în funcție dacă este asfalt sau nu este asfalt la stradă. Tocmai a spus că este... la nu știu ce stradă... Nu, era vorba de o zonă. Adică era vorba de delimitarea zonei. O zonă înseamnă Pârâul Pietrii, spre Târgu Ocna este o zonă, mai sus de Târgu Ocna este o zonă. Și pe strada principală unde este asfalt, și pe pâraile, pe afluenți, tot aceeași zonă este. Și am argumentat că acolo este mai mult rural, în sensul acesta, nu în sensul în care ați înțeles dumneavoastră. Dar vreau să vă spun că noi am primit de la cadou Vila Rândunica și este, acolo vom face un muzeu al apelor minerale la parter și avem un plan cu strada respectivă pentru pietonal și iluminat public și totul, în așa fel încât turiștii, în principal de la hotelul Venus, care coboară prin spate, nu, dar și ai dumneavoastră și ceva să beneficiezi de condiții bune. Nu putem încă o dată să facem această separare. Pentru delimitarea locurilor de parcare, aveți zona până la izvorul Sfântul Spiridon, deci acolo este cât de cât loc de parcare, se poate marca și aveți 4-5 locuri până la intrarea în hotel. Adică am putea împreună, desigur, să facem mai mult. Ce mai atrag atenția?
Noi nu avem voie să facem investiții pe aceste străzi, pentru că ele n-ar mai fi eligibile după aceea pe proiecte europene de modernizare. Adică noi vom face niște reparații în așa fel încât în momentul în care vine o investiție mare să ia în calcul unitar amenajarea acestor străzi. Și din această cauză vom face niște plombări pe acolo, printre strada ale Vasilei Sandește, facem mai ce mai este, anul viitor și câteva niște trotuare, niște căi de acces pentru, da, pentru cetățeni. Este un argument din și acesta. Mai avem multe proiecte. Ce era avizul comisiilor la acest punct? Favorabil. Favorabil, nu? Domnul doctor, da, vis-a-vis de amendament care l-am solicitat cu elevii, copiii ăștia... N-a fost aprobat. Să-l mai supunem o dată la vot? Nu, dar aș vrea să explic... Haideți, două secunde. Domnul Cotescu, dați-mi voie să explic o prima dată ce înseamnă asta. Deci noi am avut în plan, din prima dată când taxa specială a venit pe persoană, să avem niște facilități. Dar analizând ce s-a întâmplat înainte de 2016, și vă amintesc, în 2016 această taxă era 5% din prima noapte de cazare. Elevii, studenții și pensionarii erau scutiți. Din această cauză s-a încasat marea sumă de 6.200 de lei. De ce? Pentru că noi când ne ducem la recepție să verificăm dacă recepționerul încasează taxa corect, el spune că ăla e, acum sunt pensionar la 45 de ani, sunt studenți pe la vreo 40 de ani. Adică rămâne la latitudinea, nu poți să-i ceri birocrație la recepție ca să pună caietul de student să facă o copie sau pensionarul să facă o copie după tichetul, cuponul de pensie. Respectiv, ne este greu să stabilim ca aceștia, și apropo, domnul Munteanu, mi-amintesc, dar vă spun din memorie, sigur că nu depășiți 17% gradul de ocupare la Eurovacanța anul acesta. Respectiv, vreau să vă bateți să reduceți mai mult acești bănuți care sunt foarte importanți pentru noi. Eu vă asigur că, dumneavoastră, dacă vă străduiți, reduceți puțin prețul la cameră sau mai faceți niște artificii la mâncare, în așa fel încât acești 3 lei să rămână. Sau, vă promit, că dacă o să avem niște competiții, așa cum am propus în acest proiect, acolo unde primăria este partener, dacă acest sportiv vine la o competiție, atunci și sala de sport și eventual această taxă, sunt de acord să o conștientizăm și să o oferim, dar după o aprobare prealabilă. Nu să facă recepționerul și întreprinzătorul de hotel ce vrea el cu această taxă. Vă atrag atenția că o să avem controle fiscale la începutul anului viitor vis-a-vis de toate aceste aspecte, pentru că sunt întreprinzători foarte corecți și din respect pentru corectitudine trebuie să facem aceste lucruri. În așa fel încât, domnilor, vă rog să înțelegeți că dacă creăm o breșă în ceea ce privește că ăla e sportiv, că ăla nu e sportiv, eu nu pot să-i cer ce documente să-i cer eu la recepție. Da? Este un program de recepție, domnul primar. Este un registru unde se scrie și data naștere și tot mă obligat să intervin. Eu n-aș fi vrut să intervin. V-ați referit la mine când ați spus de aceste măriri de salarii sau de aceste tichete de masă. Și noi trebuie să dăm tichetele de masă. Nu dăm vouchere de vacanță, nu suntem obligați. Dar putem să le dăm. Dar ce vreau să vă zic? Dacă dumneavoastră, și mă refer și la doamna Tudoreanu care mă contrazice, crede că un copil de 5 ani sau unul de 7 ani poate să-l plătească acest... Până la 14 ani, domnul Munteanu, sunt păi faceți precizarea. Bă, da, este, întotdeauna a fost. Nu, domnul Munteanu, întotdeauna a fost persoane peste 14 ani. Te rog frumos să scrie de la dar în toate proiectele de hotărâre există... Păi atunci cum spuneți că nu știți cum să delimităm care e așa și care e așa? Nu, dar am spus... Este un program de recepții făcut de Ministerul Turismului, care deci, noi îl respectăm de calculator. Ăla când vine primul lucru, deschide calculatorul. Vă rog să citiți regulamentul acestei taxe speciale. Vă rog să-l citiți. Și dacă îl citiți, o să vedeți că persoane peste 14 ani plătesc. De ce să aducem copilul de 5 ani, dacă el niciodată n-a plătit? Copil de 5 ani am la
școala sportivă de la de 5 Radia Comănici, care au venit în copilul de 5 ani nu plătește până la 14 ani niciun copil, indiferent dacă face sport. Precizarea asta da, nu, dar este trecută în regulament din tot discuțiile par fără de sfârșit. Și vreau să vă zic că și ceea ce spuneți cu pensionare, să votăm încă o dată propunerea domnului consilier Mondean. O să mai vine la ușul la dumneavoastră, cum a venit și până care acolo. Constă în... Doi. De când sunt primar, au venit doi pensionari la ușa. Domnul primar, să nu pierdem vremea în așa. Cine este pentru propunerea domnului consilier Muntean? Care este? Care este copiii să nu plătească? Da, taxe și impozite locale, în care intră populația și agenții economici. Păi dacă pentru populație, spre exemplu, suntem de acord să rămână la nivelul 2016, dar pentru agenții economici, cum votăm? Aici e problema. Proiectul de hotărâre este unul. Unul. Amendamentele se scriu și se votează separat. Respectiv, dacă doamna Tudorana a făcut un amendament și a trecut, atunci proiectul de hotărâre se completează cu amendamentul. Dacă dumneavoastră ați făcut un amendament și n-a trecut, atunci proiectul de hotărâre rămâne așa cum a fost inițiat. Și la final se votează, uitați, vă citesc. Deci, cu vârstă mai mare de 14 ani. Da? Asta înseamnă că nici copilul cetățeanului X sau Y care nu face sport și care are 14 ani, nu va plăti această, n-a plătit și nu va plăti această taxă specială. Cine este pentru forma proiectului care a rezultat în urma discuției? Cine este pentru? Deci eu am făcut un proiect de hotărâre. Da. Cine este de acord cu proiectul de hotărâre? Amendamentele se votează separat. Asta le-am votat separat. Unul singur a fost admis. Bun, acum votăm proiectul de hotărâre privind bugetul pe anul viitor. Nu bugetul, taxe. Cine este pentru? Mai, atenție aici. Cine este pentru? Cine este pentru? Vă rog numărați. Vă rog firmați. Așa. Cine este împotrivă? Domnul Munteanu. Împotrivă, da. Împotrivă și aici. Trei împotrivă. Așa. Și abținere. Și abținere. Două abținere. Două abținere. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea regulamentului privind modul de aplicare a taxei de salubrizare mediu pentru anul 2019 la nivelul orașului Slănic-Modros. Aplicarea taxei și a taxei. Da, deci trebuie să precizăm. Deci, privind regulamentul de aplicare a taxei și a taxei de salubrizare. Bun, dacă domnul primar, dacă îmi permiteți, domnul președinte, taxa de salubrizare mediu propusă de noi este 10,2 RON, cu 23 de bani mai mult decât anul acesta. Argumentul principal este că ea urmărește planul de taxă aprobat în 2010 la nivelul județului Bacău. La momentul acesta avem o informare de la ADIS Bacău, care este structura asociativă pe județ pentru salubritate, prin care dumnealor solicită creșterea acestei taxe. Noi propunem taxa așa cum a fost în plan, pentru că această creștere trebuie argumentată de fișă de fundamentare, trebuie niște documente în spate și ea am pornit și dezbaterea publică pe această taxă. Respectiv, noi avem serviciul nostru de salubrizare, serviciul nostru de salubrizare a fost autorizat de ANRSC, avem licență pentru acest lucru. Pentru a obține licența avem o fișă de fundamentare a acestui preț și în fișa de fundamentare prețul este 10,40 de bani, cu 20 de bani mai mult decât este în planul tarifar din 2010. Decizia noastră a fost ca între aceste trei sume să o alegem pe cea mai mică, urmând ca
imediat, de la 1 ianuarie, și față de agenții economici și față de populație, să facem informări și să insistăm să se facă colectare selectivă. Pentru că noi, dacă din această taxă nu reușim să acoperim cheltuielile necesare pentru salubritate, nu avem voie să punem conform legii, nu avem voie să punem de la bugetul local bani pentru salubritate. Asta înseamnă că noi vom menține taxa din planul tarifar condiționat de această nevoie de colectare selectivă. Pentru că tot ce colectăm selectiv nu costă. Tot ce ducem la un loc se cântărește și se mulțește cu prețul pe tonă. Vis-a-vis de economia circulară, pentru că nu s-a filmat sau nu știu dacă s-a publicat, la va fi de 18 bani pe persoană pe lună. Este obligație conform legii, anul acesta este 30 de lei pe tonă pentru economia circulară, bani care ajung direct la autoritatea de mediu și sperăm ca să, la fel, să nu avem mai multe tone de gunoi decât am pus în acest plan. Înscrieri la cuvânt, propuneri, amendamente, înțeleg că nu-i nimic. Opinia comisiilor? Aviz favorabil. Aviz favorabil. Trecem la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Așa. Trecem la numărul 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei obiectivelor de investiții cu finalizare parțială sau totală de la bugetul primar. Domnul primar, aveți cuvântul. Puteți, poate, da, să ne citiți lista de obiective. Vă spune doamna Sârbu de data aceasta exact în ce constă. Dacă tot am invitat-o. Este șeful biroului economic. Legat de actualizarea listei de investiții, putem vorbi despre achiziția unei utilitare Docker și o diferență. Deci lista de investiții se actualizează și pe partea de angajamente legale, respectiv finanțarea obiectivului de investiții, construirea de teren de sport multifuncțional de la școala numărul 2. Aici o să dau câteva explicații. Este vorba de o dacie Docker cu care vom dota serviciul de apă al compania de apă a Stănicului pentru intervenție. La momentul acesta intervenția se face cu mașină de 3,5 tone și noi vrem să avem o eficiență în partea de mentenanță și nu vă spun cum arată mașina. De fapt, o vedeți mașina aia cum arată, da, zilnic. Și noi o să dăm în gestiune această mașină. Mașina de la apă stă parcată, Dacia veche, stă ruginită la stația de epurare. Respectiv, practic, completăm un necesar al acestui serviciu. Despre terenul de sport, v-am spus că am primit sponsorizări pentru terenul de sport, dar diferența între sponsorizări și cheltuială a ieșit de 22.000 de roni, da? Aproximativ 23.000. Dar, practic, noi completăm lista de investiții, așa cum spun în proiectul de hotărâre, cu aceste două achiziții. Am vorbit despre actualizare prea mult, dacă vă ceri să citiți toată lista, că noi o actualizăm, sau nu aveți date. Lista de investiții? Da. E bine de știut. Noi am actualizat-o. Deci, da, să vedem ce am actualizat. Ce am actualizat în anul 2015? Da, lista. Da. Zice, deci, lista de obiective. Să citim. Nu cred că durează. Deci, domnul președinte, prin ianuarie aprobăm investițiile pentru anul viitor. Da? Practic, noi după ce aprobăm impozitele și taxele, la bugetul următor, când vom aprobat bugetul cel mai probabil sfârșitul ianuarie, în funcție de cum aprobă Parlamentul, atunci vom aproba o nouă listă de investiții. Da. Aș dori, în schimb, dacă tot ați ridicat această problemă, să veniți cu propuneri. Dar vedeți, consilier local, eu propun investiția X. Punctul. Pentru că și noi, la rândul nostru, avem un plan și îl argumentăm și putem să completăm lista de investiții cu eventual cu propunerea dumneavoastră.
comisiile și-au dat avizul la acest punct? Șefii comisiile. Favorabil. Favorabil. Supun la vot acest punct de actualizare a listei obiectivelor. Cine este pentru? Se abține cineva? Următorul punct. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism a orașului Slănic Moldova. Formularea este foarte clară. Nu cred că sunt discuții, n-ar încăpea. Cer avizul comisiei. Favorabil. Favorabil. Supun la vot acest punct. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cu schimbarea destinației imobil situat în Slănic, strada Nicolae Bălcescu, numărul 26B, județul Bacău, din fabrică de pâine în pensiune turistică, beneficiar Darcenco Svetlana. Au fost discuții în comisii, dacă mai sunt discuții. Aș vrea să aduc, am aprofundat documentația și aș vrea să propun spre amânare, pentru că acel pod este în proprietatea primăriei și aș vrea ca să fie prins ca și accesul persoanelor de la blocul, nu este prins, doar pe tonal este prins accesul persoanelor pe pod. Și aș vrea să facă și auto, știți? Dar nu noi facem. Dacă este așa, ar trebui să facă o documentație. Și este pentru a avea acces, știți și cu mașina, da, locurile de acolo. Adică nu întreținem un pod numai pentru o pensiune, că podul este a primăriei. Am putea introduce amendamentul ăsta în proiectul de hotărâre. Și să nu mai putem condiționa ulterior. Practic, dacă propunerea este... Să intre pe proprietatea omului după ce... Eu știam că podul era proprietatea fabricii de pâine. Am făcut un compromis între proprietar și primărie, vis-a-vis de pod și vis-a-vis de proprietate, ca să fie drum de utilitate... Pentru toată populația. Drum de servitut. Deci, drum de servitut. Amânăm acest... Eu m-am gândit la chestia asta, domnul Munteanu, că știm de la inundații podul de la biserică. Noi o să notificăm proprietarul cu hotărârea pe care dumneavoastră o luați astăzi. Și proprietarul are două variante. Să păstreze clădirea așa cum este sau să fie de acord cu propunerea dumneavoastră. Pentru că niciodată la Bilii Românii nu știa aprobare de alcool. Supun la vă propunerea domnului consilier Rota. De amânare, dar specificat cu pod. Aș vrea să întreb, domnul președinte, înainte de asta, PUZ-ul, cine îl plătește? El, persoana respectivă. Nu, primăria nu plătește decât pentru primărie, eventual. Eu am plătit la Târgogna, acum de asta. Deci sunteți de acord cu propunerea domnului consilier Rotaru să amânăm... Și să-i aducem la... Așa, și să-i aducem la cunoștința și să-i rezolvăm. Îl informăm și încercăm să-l... Ce este pentru aceasta? Cândva peste acest pod se intra în cartier. Da. Deci peste așa, intrat, aceste... Asta propune e bine să se mai aveți punctul comisia de urbanism. 6 diverse, dacă vrea cineva. Da, eu vreau să mă scriu eu la diverse, dacă da. Nu aș vrea primul sunteți neapărat. Sunteți înscris la da. Diverse. Mai e cineva pentru diverse? Ce să mă zic? Bun, domnul primar, aveți cuvânt. Prima dată aș vrea să vă mulțumesc pentru toată activitatea pe care ați desfășurat-o în anul 2018, atât dumneavoastră, cât și colegilor din primărie, firmelor din subordinea Consiliului Local. Aș vrea să vă spun că a fost un an greu, chiar cu încercări, cum au fost inundațiile, destul de dificile. Un an care, practic, la finalul lui, putem să fim satisfăcuți de ceea ce s-a realizat anul acesta. În primul rând, mă refer la inundații. Efectele inundațiilor, în mare parte, au fost rezolvate de către drumurile naționale. Mai sunt două puncte în Slănic Moldova. Firma s-a mișcat foarte bine, ministerul s-a mișcat foarte bine. Mulțumesc pe această cale tuturor celor implicați,
atât județean, atât de la CNAIR Iași, cât și de la Ministerul Transportului. Pe de altă parte, digurile aparținând apelor române, care au fost avariate, au fost refăcute. Au fost refăcute cum trebuie, s-a adus cimentul în betonieră, nu s-a mai făcut pe genunchi acolo la fața locului. Mulțumesc apelor române, mulțumesc constructorului. În același timp, avem minusuri legate de diguri care trebuie făcute pe Albia Răului și lucrăm împreună cu apele române la acest aspect. Sunt case care sunt aproape să cadă pe malul râului Slănic, zonă în care noi nu avem competență, avem și în stațiune dicuri și urmărim să rezolvăm aceste probleme. Pe de altă parte, cu torenții, lucru pe care l-am mai spus în această ședință. Suntem mulțumiți că, în sfârșit, anul acesta, din economiile făcute, prin modul în care am administrat această localitate, am reușit să ne deblocăm conturile. Pe 21 decembrie este ziua în care, practic, am făcut ultimele plăți pentru arierate. Suntem pe un nou plan de dezvoltare a localității, un plan care se poate face altfel atunci când nu ai executorul la ușă. Avem multe lucruri de făcut, dar le vom face prioritizând toate nevoile comunității. 2018 a fost un an bun, un an în care practic l-am încheiat nesperat de bine. Noi ne pregăteam ca în iunie, iulie, anul viitor să reușim să ne deblocăm contul. Vorbesc și numele colegilor din administrația publică și vă mulțumesc dumneavoastră și celor implicați în aceste decizii. S-au luat decizii importante. 2018 este anul în care s-a primit autorizația de explorare a apelor minerale, autorizația necesară pentru explorare. 2018 este anul în care am primit licență pentru serviciul de salubritate și am reglementat gunoaiele de pe Valea Stănicului. 2018 este anul în care am reușit să obținem rezultate importante. Cum vă spuneam, avem și un duster, avem și un docker, avem remorcă la tractor, avem tractoraj de tuns gazonul, de măturat stradal. Am reușit să schimbăm 150 de lămpi, am pus cu LED-uri în stațiune, dar proiectul continuă. În 2019 ne propunem ca pe drumul principal până la ieșirea din localitate tot iluminatul să fie cu LED. Asta din bugetul local, întrucât nu suntem eligibili să atragem fonduri pentru iluminatul public pe Valea Stănicului. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru tot ce ați făcut pentru localitate și, dacă îmi permiteți, fiind și an centenar, am concretizat acest lucru și printr-o diplomă de apreciere. Se acordă consilierului local pentru întreaga activitate întreprinsă în slujba cetățenilor, pentru promovarea și susținerea proiectelor de dezvoltare a orașului Slănic Moldova, la aniversarea Centralului Unirii din 1918. Această diplomă vă ofer fiecăruia în parte și vă rog să primiți și aprecierea mea personală și mulțumiri pentru toți cei care s-au implicat în proiectele noastre. Mai avem de lucrat, mai avem de îmbunătățit echipa noastră, dar ușor, ușor sper ca aceste lucruri să se întâmple. Am să o iau într-o ordine. Domnul primar, vreau să fac o paranteză. Trebuie să mulțumim și Guvernului României, care a ajutat și Partidului ALDE, care a ajutat în primă fază. Este important. Primăria Slănic Moldova. Observația este mulțumim celor de la PNR care nu vor da nimic. Este important acest lucru și am spus că mulțumim și este fără ajutorul guvernului noi nu am reușit să ne blocăm aceste. Da. Este o... Chiar dacă nu-i de culoarea... Este o... e bine o misiune a mea. Și e binevenit tot ce pentru stațiune. Aș vrea să ne-am așezat în ordinea în care
despre eu așa, ca să fiu... Trebuia să spun. Începem cu opoziția, ca să fim... domnul Popescu, vă mulțumesc frumos. Slujim cetățenii. Domnul Rătaru a refuzat diploma. Nu, este modest, ceea ce nu este rău. Da. În viață să fii modest, doamna Tudorea. Avem nevoie de simbol. Este și o amintire peste și ani. Și deloc de mai bine. Că ați fost consilier de centenar. Este oricând important de mai bine. Acest lucru. Domnul Bertalan. Nu deam numărul. Domnul Catana. El e la opoziție. Mulțumim frumos. Și asta era pusă la coadă. Domnul Mocano. Pe trădat, e. Domnul Casințașo. Alții au trădat. Frumos. Doamna Modă. Ne-au trădat alții, domnul Munteanu. Aia din sus. Și noi ducem greutatea în spinare, să știți. Aia e problemă. Să spuneți, dar după ce... Dacă îmi permiteți, o să-i ofer și doamnei secretar Sică Marcel acest diplomă, pentru că face parte din aparatul de conducere a primăriei. Și mulțumim pentru ajutor. Și mai am o diplomă pentru Asociația În Context, Georgiana Teodorescu și Asociația Prietenii Sănicului, pe care o să le ofer personal. Vă mulțumesc încă o dată mult și sper să dea Dumnezeu să avem 2019 un an mai bun sau măcar ca anul acesta să putem face ceva pentru localitatea noastră. Să fie vă doresc sărbători fericite, vă doresc sănătate, bucurii, transmiteți vreo familie și transmit cu această ocazie și cetățenilor noștri un gând bun și urarea de sănătate, fericire, împliniri și să ne solidarizăm, pentru că numai împreună vom putea face mai mult pentru localitatea noastră. De curând, la mulți ani! La mulți ani!